A doua încercare. Mai dai o dată? Mă rog, a doua încercare. Bun. Haide cu globul ăla. Hai, tati. Forță. Da, bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Avem astăzi derby la Craiova. Universitatea primește vizita cel Stelei, FCSB-ului. Astăzi, fiind derby, suntem gașca mai mare. Ia uitați aici în spate. Cu taică-i meu, pe taică-i meu, știți, moșu, socrul meu. Și ce să mai... Craiova e scoasă din lupta pentru titlu. A bătut CFR-ul aseară pe Argeș 6-0. Sunt 9 puncte, matematic Craiova e scoasă din lupta pentru titlu. Mai speră doar la locul 2, probabil. FCSB-ul, dacă bate azi, se apropie din nou la 2 puncte de CFR și menține lupta acolo în spate. Personal, cred într-o victorie a Stelei astăzi. Un 2-0. Să se mulțumească și că e egal Steaua. Zi, moșu, un pronostic, un scor? 2-2. 2-2? Da, să dau goluri. A, se dau goluri multe, a? Dau goluri, dar va fi egal. Bunicu? 2-1, bate Craiova. Bate Craiova 2-1. Avem Oltenii aici cu noi. Taică eu, tu ce zici? Se marchează peste 3 goluri. Și victorie cine? Mă abțin. Te abții? Bun. S-a notat. Ne vedem la stadion. În pădure, la peștana, pe crenguțe de tufane, frumoșel de cântă cu bordul la măzituna. În pădure, la peștana, pe crenguțe de tufane, frumoșel de cântă cu bordul la măzituna. Da, am ajuns la stadion. Nebunie, se vede că e derby. Atenție la pauză, am reușit să terminăm pe locul 3 la lovitura Păianjenului. La pauza meciului vom intra pe teren, încerc și eu să intru cu taică-miu. El va da la poartă, să eliminească tinta, să câștige tricoul. E greu să eliminească, dar pentru spectacol intrăm acolo, încerc și eu să intru cu el să-l filmez. Nu uitați, dați și voi un like, un share, un subscribe. Și ne vedem pe stadion. Face jurământ în luptă azi, Oltenia, provincia latină, al lui Mihai, al nostru cel viteaz. Oltenia, pandura a lui Tudor și a lui Iaghezi și a atâtor duși. Oltenia, celui mai mare sculptor al omenirii, Constantin Brâncuș. Oltenia, eterna terra nova. Urmează controlul de rutină. Hai și pe varianta. Hai și pe varianta 2. Dar voi vă îmbrăcăreți cu... Vă îmbrăcăreți cu alb-albastru, cu o nebunie. Nu suntem cu Craiovene, Da. Deschide pe aceea. Hai și noi. Hai repede. Hai că noi avem bilet oricum. Bă, ne băgă la peluză, bă, nu-i bine. Stai să ieșim, că nu-i bine aceea. Noi avem la tribună. Aole, bă, haideți odată, haideți. Ne băgase la peluză, bă. Hai băieții, hai! Mamă, ce nebunie!
Eu când am intrat am crezut că suntem pe la Bombonera cu galeria și cu steagurile. Auzi, 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 mă, acolo, pizda, dramatic că sunt cu steaua. Cine? Eu. Se ceartă între ei, la Bombonera, în bănie. Steaua experimentează cu Coman în vârf și Tănase colarul în spatele lui și joacă doar cu un închizător, cu băiatul ăsta cu numărul 8, nu vine cum cu șut. Ovidiu Popescu, fundaș dreapta. Numărul 33 de la FCSB, Risto Radunovici.
Coșucă? Dau tragere de inimă. Putere în curvă! Nici aia, nici aia. Nici aia, nici aia. Da, așa e în derby, moșule, te înveți întâi. Ia țiganul, bă, țiganul! Primele 15 minute, știi? Datonarea. Datonarea. Bine, bă! Ce liniște să face dacă nu stea acolo. Hai mă, bă, știi, țiganul nu poate să mai fugă. Da, schimbare la Steaua, minutul 37. Iese Coman și intră Iani Stoica, atacant. Probabil accidentat, n-am văzut ce s-a întâmplat.
emoții? Da, ne pregătim de lovitura, păi Angelului, să vedem dacă pot să intru și eu sau doar taică-miu. Ai emoții? Nu, no, de... că știu cu mingea, cât de cât. Taică-miu, hai să-l vedem! Hai de venit! Iar tu tricolul! Ești cel mai în vârstă, pleacă acasă cu tricolul! Hai da-i! Însă obiectivul era asta. Valentin Sorin, cel de-al patrulea concurent din această seară. Hai de bani! Da, nu-i așa ușor? Ai și tu curajenile suportă, mă, bani! Hai, hai, nu-i așa ușor? A zis stai că mi-a cărut pe el gura târgului, da? Nu-i așa ușor. Destul de greu. Vedeam că e din 16 metri, dar i-a lăsat din 11. Postul mare și câteva științe. Hai, Andrei! A lovit Andrei, bă, băiatule, bă! Andrei a luat tricou, bă, băieți. Așa cum vă așteptăm și pe dumneavoastră la următorul concurs. Și acum vreau să ne înșurăți Perionelul și Sipa, pentru că în momentele următoare își vor face apariția pe gazonul stadionului Ionul Pelenco și vor împărți ajutați de juniorii Universității Craiova 120. Mulțumim! Uneți mai noștri! Deci, cum a fost experiența pe teren? Cam grea, cam grea, dar din a doua încercare, dacă... Da, am pe filmare, da, bară gol. Dacă, da. Dacă merge așa a doua încercare, poate luam și o minge. Ești transpirat, ești obosit, văd. Fără antrenament, fără nimic, normal că... Emoții, ești emoții. Cam stors. Da, că tu și așa-ți doreai mult, că ești fan Universitatea Craiova. Am atins mingea Craiovii. Ești fan de mic. Păi, da. Foarte bine. Pără prima repriză. A noastră. Vă mai mențineți pronosticul? Da. 2-2? Da, mă gândesc că s-o reveni, că până acum n-au jucat ei. Greu, greu 2-2 ăla. Nu, nu e. S-a întâmplat în 3 minute ce nu s-a întâmplat în 90. Da. Da. Ce ziceți, bunicu?
Cred că 1-0 se termină. Pentru? Craiova. Craiova, a? Hai, ne vedem la final. Ce ocazie a avut Craiova! Ce ocazie! Nu știu dacă a scos Ternovanul sau a fost bară. Bară? Stai că mă zice că a fost bară. Frumos! Hai cu like-ul, băieții! Hai cu like-ul! Moșu, faul! Faul, da? Ce drept, că se marchează. Acum că
care a jucat la Craiova. Să vedem reacția stadionului. Jucătorului cu numărul 19, Ani Stoica, intră cu numărul 31, Ivan Mamut. Păi dă-i un pic. Vedem. Meciul rămâne deschis oricărui rezultat. Cine dă gol, aia câștigă. Vestușă, vestușă, vestușă! Fața la jocul. Nu se poate fi. Rezistai? Da, rezistai. Mamut, tata, da, Mamut, gol. Ce-i zis, cred că? Mă bagă în pola. Le dă gol acolo. Le dă gol acolo. Pentru 86, gol pentru FCSB, spre jucătorul cu numărul 31, Ivan Mamut. Egalăm, a? Mamut se răzbună pe Universitatea Craiova și aproape că duce titlul la București. Dacă Steaua la mână ei, dacă bate pe CFR în ultima etapă, e campioană. Sunt aici cu un suporter al Universității Craiova, cum te numești? Adrian. Adrian, de când ții cu Craiova? Din 2019. Bravo. Suporter aici am înfocat. Lumea începe să plece, dar ar trebui să mai stea, că nu se știe, nu? Da, adevărat. Prelucită cu minim 5 minute. Haide să susținem pe băieți până la final. Toni Petra îl învinge pe Reghe. Elevul și învinge profesorul. Nu se cumbru Reghe la Steaua. La vreo Reghe și la Craiova acum. Tu mai speri, mai speri, mai sunt 3 minute. S-a mutat titlul în Genc. O simți și pe aia din aici. O devie ăla de la Steaua? Cu emoții pe final, a? Da, da, meritată? Da, da, că Craiova nu-l juca nimic.
Da, ne retragem și noi către casă ușor așa. Una peste alta, FCSB pe locul 2 la 2 puncte de CFR. Se joacă titlul între ele două până la final. Nu au meci ușor la Voluntari nici Steaua. CFR cu Craiova nici atât. Da. Nu uitați, dați și voi un like, un share și un subscribe. Până data viitoare ne auzim. Pa, pa! Toate cele bune! Ciao. Să ne vedem sănătos! Ciao, ciao! Ciao.